Imaginează-ți că ești în vacanță și rezervarea ta la hotel este anulată. Nasol, va trebui să găsești un alt loc de cazare, nu? Încep să cauți pe Google o cazare și dai peste acest anunț. E vorba de un hotel care pare să aibă un număr infinit de camere. Cu siguranță vor avea o cameră disponibilă pentru tine, nu? Ajungi la hotel și ești întâmpinat la recepție de managerul hotelului. Acest recepționer este cu siguranță special. Vei afla în curând de ce. El începe prin a spune că toate camerele sale sunt rezervate. Camerele infinite sunt toate ocupate de un număr infinit de oaspeți. Dar stai puțin, managerul ar putea găsi o soluție pentru a te caza totuși. Ți-am spus că este special. El începe să-ți explice că toate camerele din hotel sunt numerotate începând cu camera numărul 1. Urmează camera numărul 2, apoi 3 și tot așa până la infinit. În acest hotel se poate caza o singură persoană într-o cameră. Așadar, dacă în fiecare cameră este câte o persoană, cum va face loc pentru tine? Simplu, îi cere fiecăruia dintre oaspeți să se mute în camera următoare. Astfel, persoana care stă în camera numărul 1 se mută în camera numărul 2, acea persoană în camera numărul 3 și așa mai departe. Odată ce fiecare dintre acești oaspeți în număr infinit se mută în camera următoare, prima cameră devine disponibilă pentru tine. În timp ce aștepți la recepție, apare un autobuz cu persoane care vor să se cazeze și ele. 100 de oaspeți așteaptă afară în autobuz. Recepționerul aplică aceeași strategie. Îi mută pe toți cu 100 de camere până când primele 100 de camere devin goale și gata să primească oaspeți. Se răspândește rapid vestea că există un hotel care poate găzdui mulți oaspeți. Evident, încep să sosească mai multe autobuze ca acesta. Și nu sunt doar autobuze. Un număr infinit de autobuze cu un număr infinit de pasageri se aliniază la intrarea în hotel. Recepționerul nostru își dovedește din nou istețimea. Își deschide agenda sa infinită, cu un număr infinit de pagini și începe să facă un tabel. Și acesta are un număr infinit de coloane și de rânduri. În acest tabel există un rând pentru fiecare autobuz, iar rândul din partea de sus e pentru toți oamenii care sunt deja în hotel. El folosește coloanele pentru a arăta poziția pe care o ocupă fiecare persoană. Are camera numărul 1, camera numărul 2 și așa mai departe. Apoi el completează tabelul cu autobuz 1, loc 1, apoi autobuz 1, loc 2. Scopul său este să se asigure că fiecare persoană primește un cod unic. Acest cod este alcătuit dintr-o combinație între numărul vehiculului și al locului. Apoi începe să le arate tuturor cum va repartiza camerele. Pornind din colțul din stânga sus al tabelului, trasează o linie care merge în zigzag înainte și înapoi de-a lungul tabelului, trecând peste fiecare persoană doar o dată. Dacă ar putea trage de ambele capete ale acestei linii, ar transforma un tabel de un infinit pe un infinit de rânduri într-un singur rând. Odată ce ordinea pe acea linie este definită, el atribuie fiecare număr de cameră oaspetelui desemnat. Acum din nou poate încăpea toată lumea. Chiar în momentul în care genialul nostru recepționer e pe cale să ia o pauză, un autobuz mare apare la intrarea în hotel. Nu un vehicul obișnuit, ci un autobuz de petrecere. Nu are scaune. Dar, după cum îți poți imagina deja, și acesta are un număr infinit de pasageri. Pe măsură ce coboară din autobuz, le asculți numele. Ce ciudate sunt! În curând, unul dintre noii oaspeți începe să explice de ce îi cheamă așa. Din moment ce există un număr infinit de persoane în autobuz, au decis să folosească identificatori unici folosind doar literele X și Z. Pentru a rămâne în ton cu tema, aceste nume sunt de asemenea infinit de lungi. O persoană se poate numi XXXXXXXXX cu litere infinite, în timp ce alta poate fi numită XZXZXZXZXZ, din nou numele său putând continua la nesfârșit. După ce te gândești puțin la asta, îți dai seama că există o persoană pentru fiecare combinație posibilă a acestor două litere, la infinit. Dar chiar în momentul în care oamenii din autobuzul de petrecere încep să intre în hotel, recepționerul spune că nu-i poate caza pe toți. S-ar putea să fie un pic mai complicat de explicat de data asta, spune el, dar lăsați-mă să încerc. Începe prin a deschide din nou agenda sa infinită. Apoi începe să repartizeze camerele pentru persoanele din autobuz. Să spunem că repartizăm camera numărul 1 persoanei numite XXXXXXXXX, în timp ce camera numărul 2 este pentru persoana numită XZXZXZXZXZ. Pentru a termina, ar trebui, teoretic, să continue alocând un șir diferit de X-uri și Z-uri pentru fiecare cameră din șirul infinit.
Aici devine complicat, spune el, pentru că, chiar dacă am completat această listă infinită de nume, tot pot numi o persoană căreia nu i se va atribui o cameră. Tot ce trebuie să faci pentru a-ți da seama cine este acea persoană e să iei prima literă a primului nume și să o schimbi, astfel încât X să devină Z. Apoi iei a doua literă a celui de-al doilea nume și o schimbi din Z în X. Dacă vei continua să faci asta, numele pe care îl obții cu siguranță nu va fi pe listă. S-ar putea să fi dat peste un hotel cu un număr infinit de camere, dar asta nu înseamnă că în el poate încăpea literalmente toată lumea. Pentru că acele camere sunt infinite, dar sunt infinite numărabil. Chiar dacă ar dura o veșnicie, ai putea teoretic să numeri toate camerele din hotel. Motivul pentru care nu poți înghesui toți oamenii din autobuzul de petrecere este că acei oameni sunt infiniți în mod nenumărabil. Nu există o modalitate sistematică de a-i identifica. Când privești lucrurile astfel, te face să te întrebi. Sunt unele infinități mai mari decât altele? Această teorie se numește Hotelul Infinit al lui David Hilbert. Și nu este singura de acest fel. Teoria prieteniei este și ea amuzantă. Aceasta spune că majoritatea oamenilor au mai puțin prieteni decât au prietenilor. Astfel, dacă ai 3 prieteni, sunt șanse ca prietenii tăi să aibă mai mult de 3 prieteni fiecare. E ca un puzzle. E greu de înțeles de ce se întâmplă acest lucru, dar e adevărat. Acest lucru a fost observat pentru prima dată în anul 1991 de un sociolog pe nume Scott Feld. El a făcut această descoperire neobișnuită când a analizat rețelele sociale existente. El a calculat numărul mediu de prieteni pe care îi are o persoană și apoi a comparat acest număr cu numărul mediu de prieteni pe care îi aveau și prietenii respectivi. Partea interesantă este că al doilea număr e întotdeauna mai mare. Problema este că nu există o explicație logică pentru acest fenomen. De ce este important acest lucru, ai putea întreba? Pentru că afectează modul în care ne percepem pe noi înșine în raport cu ceilalți. Cei mai mulți dintre noi își văd prietenii ca fiind mai fericiți, mai bogați și mai populari decât ei. Dar este important să ne amintim că aproape toată lumea se află în aceeași situație. Mai există și teoriile lui Zeno, care sunt enigme despre mișcare. Acestea pun întrebări de genul: dacă trebuie să faci jumătate din pași pentru a ajunge undeva, și apoi jumătate din acești pași, și apoi jumătate din acești pași, vei ajunge vreodată acolo? Răspunsul este da! Chiar dacă ar putea părea că nu vei ajunge niciodată la capăt, dacă vei continua să faci jumătate din pași, vei ajunge în cele din urmă acolo. Poate părea ciudat, dar toate aceste teorii sunt, de fapt, paradoxuri. În matematică, acestea sunt concluzii matematice atât de absurde încât sunt greu de înțeles, chiar dacă fiecare pas pe care l-ai făcut înainte de a ajunge la concluzia respectivă este corect. În cele mai multe scenarii, paradoxul este contradicția afirmațiilor în sine. În cazul hotelului infinit al lui David Hilbert, de exemplu, aceste afirmații sunt că hotelul poate fi complet rezervat și să aibă camere disponibile în același timp.